Tratatul de aderare la Uniunea Europeană a stabilit o perioadă de tranziție de 7 ani, timp în care a permis României și Bulgariei să mențină restricțiile existente în privința achiziției de terenuri agricole și forestiere de către persoane fizice și juridice din alte țări ale spațiului comunitar. Potrivit proiectului, străinii care vor să achiziționeze terenuri agricole în România după 1 ianuarie 2014 nu vor mai fi nevoiți să se limiteze la 100 de hectare și nici să aibă cunoștințe în domeniul agricol sau o perioadă minimă de activitate în acest sector. Comunicația adversarilor politici că cetățenii arabi și cetățenii chinezi nu sunt membri ai Uniunii Europene. Am văzut că vor să apere terenul României de chinezi și arabi. Nu sunt cetățenii Europei, probabil că vor fi la un moment dat, dar de la 1 ianuarie, cei care au dreptul conform acordului semnat de România să cumpere terenuri sunt cetățenii Uniunii Europene. În prezent, străinii care vor să achiziționeze pământ în România trebuie să înființeze mai întâi o firmă în țara noastră. Conform datelor reprezentanților Ministerului Agriculturii, străinii dețin în acest moment aproximativ 800.000 de hectare de teren agricol în România.